Serviciul pentru eliberarea pașapoartelor a fost luat cu asalt de prahovenii care vor să plece în concedii sau la muncă în străinătate. Femei cu copii mici în brațe, tineri sau persoane mai în vârstă au așteptat astăzi câteva ore pentru a putea intra în posesia actului, lunile iulie și august fiind cele mai aglomerate pentru angajații Serviciului Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple Prahova. În această perioadă, pentru a veni în sprijinul cetățenilor, lucrăm la capacitate maximă. Am redus în acest sens din perioadele de concediu ale personalului pentru a servi cetățeanul și toate ghișeele sunt deschise. După cum se vede, facem față numărului de solicitări care este în creștere. Cu toate eforturile depuse, oamenii sunt nemulțumiți pentru că așteaptă prea mult timp până intră în posesia actului. Așteptați să fie atât de aglomerat? Nu, mai ales că sunt copii miști și ar putea să, eu știu, să facă ceva, o prioritate să intrăm mai repede cu ei. Cam tot timpul a fost aglomerat. De câte ori am venit să evit problemele, așa au fost întotdeauna. De care îi faceți permanența? Un an de zile, momentan. Pentru că s-a nimerit să facem imediat plecarea și nu putem să stăm mai mult. M-am lăsat-o pe ultima 100 de metri, asta e. Ploieștenii pot solicita fie pașapoarte simple electronice, care au un termen de valabilitate de 5 ani, fie pașapoarte temporare, care expiră într-un an de zile. Zilele acestea, cele mai multe solicitări au fost pentru acte din cea de-a doua categorie.